Încă un pacient al Institutului de Pneumoftiziologie, Marius Nasta, din capitală, a murit astăzi în urma infecției cu acinetobacter. Managerul unității, Beatriz Mahler, a anunțat tot azi că numărul total al deceselor a ajuns la trei persoane. În total au fost șase persoane suspecte de infectarea cu această bacterie, dintre care trei au murit, iar o altă persoană, o femeie, se află în stare gravă. În celelalte cazuri nu au sosit încă primele rezultate de la Institutul Cantacuzino. Direcția de Sănătate Publică a decis ieri oprirea activității blocului operator și a secției de anestezie și terapie intensivă din cadrul Institutului Marius Nasta, deoarece rezultatele analizelor privind infecțiile intraspitalicești nu au fost conforme. Colectivul de epidemiologii din cadrul DSPMB a considerat necesară instituirea unor măsuri mai severe de combatere și limitare a infecției cu Acinetobacter, în cadrul Institutului.